Ziua bună tuturor, sunt Vali Conea. Astăzi, după un material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea, vă prezint ziua în care Imperiul Austriac a anexat nord-vestul Moldovei prin șantaj și intimidări. Pe meleagurile verde-smarald ale nord-vestului Moldovei, timpul parcă se oprea în loc, respirând adânc din istoria și cultura bogată care îmbrătișează această regiune. În acea zi de 7 mai 1775, când stindardele Imperiului Austriac au început să fluture deasupra pădurilor dense și a dealurilor ondulate ale Bucovinei, un nou capitol urma să fie scris în cartea de istorie a acestui ținut. Acest ținut, care acum purta un nou nume dat de austrieci, era acasă pentru unele dintre cele mai remarcabile monumente ale spiritului și credinței moldovenești, mănăstirile bucovinene. Aceste sanctuare, încrustate în peisajul natural ca niște nestemate, erau mai mult decât locuri de rugăciune. Ele erau custozi ai istoriei, ai tradițiilor și ai artei moldovene. Moldova de sus, cu ținuturile Sucevei și Cernăuțului, fusese dintotdeauna inima pulsând a Moldovei, din timpurile în care Ștefan cel Mare apăra cu înverșunare granițele împotriva invadatorilor, lăsând în urma sa nu doar o istorie de neuitat a războaielor, ci și o moștenire culturală neprețuită. Titorii acestor mănăstiri, domnitori precum Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare sau Petru Rareș, au văzut în aceste edificii o dublă îndeplinire a datoriei lor, spre Dumnezeu și spre popor, întărită prin ziduri pictate care vorbeau atât de credință cât și despre iubirea profundă de țară. Siret și Suceava, primele capitale ale țării, marcaseră începuturile unei statalități puternice, în timp ce la Rădăuți era înființată necropola primilor domnitori mușatini, simbolizând legătura nezdruncinată între această dinastie și pământul moldovenesc, care a născut și a hrănit astfel de lideri remarcabili. Cu toate că Imperiul Austriac căuta să-și întindă influența asupra acestor teritorii, spiritul moldovenesc, încapsulat în zidurile mănăstirilor bucovinene, nu putea fi cucerit sau schimbat. Aceste locuri sfinte, fie că vorbim despre Voroneț, cu al său albastru unic în lume, Putna, mormântul lui Ștefan cel Mare, sau Moldovița, cu freștele sale exterioare încărcate de istorie și spiritualitate, continuau să stea mărturie unei lumi care refuza să dispară în fața unei noi ordini politice. Aceste sanctuare moldovenești, cu zidurile lor viu colorate, nu doar că adăposteau o istorie seculară, dar deveniseră și centru de iradiere a culturii și spiritualității românești în întreaga regiune. Anexarea Bucovinei de către Imperiul Habsburgic, în urma convenției semnate pe 7 mai 1775, nu a fost doar un simplu schimb teritorial pe harta Europei. A fost un moment care a modificat profund traiectoria culturală și istorică a regiunii. Până în acel moment, Bucovina, ca parte a țării de sus a Moldovei, participase la istoria plină de încercări și triumfuri a Principatului Moldova, fiind martoră la bătăliile conduse de domnitori ca Ștefan cel Mare împotriva invadatorilor și la perioada de înflorire culturală și spirituală care a urmat. Integrarea în Imperiul Habsburgic a adus cu sine schimbări semnificative în administrație, economie și societate. Austriecii, recunoscuți pentru metodele lor de guvernare centralizată și eficientă, au implementat un sistem administrativ organizat, care a inclus introducerea cadastrului și a reformelor agrare menite să modernizeze agricultura. De asemenea, au fost încurajate dezvoltarea infrastructurii și creșterea activităților economice, precum exploatarea forestieră și mineritul, care au contribuit la prosperitatea regiunii. Din punct de vedere cultural și religios, Imperiul Habsburgic a manifestat un relativ grad de toleranță, permițând conviețuirea mai multor etnii și confesiuni religioase. Această politică a atras în Bucovina oameni din diverse părți ale Imperiului, îmbogățind mozaicul cultural deja existent. Astfel, regiunea a devenit un veritabil meeting pot european în care conviețiau pașnic români, germani, ucraineni, polonezi, evrei și armeni, fiecare aducând o contribuție unică la cultura și moștenirea regiunii. Deși a fost impusă prin mijloace neortodoxe de șantaj și intimidare, anexarea a fost un catalizator pentru dezvoltarea și modernizarea regiunii. În contextul acestor schimbări, mănăstirile bucovinene, simboluri ale identității și rezistenței culturale a moldovenilor, au continuat să reprezinte un reper spiritual și cultural, amintind de rădăcinile adânci ale acestei părți de lume în istoria și în sufletul poporului moldovean. Astfel, deși Bucovina a fost mulsă din Moldova și integrată într-un imperiu cu aspirații și valori diferite, spiritual, cultura și tradițiile acestei regiuni nu doar că au supraviețuit,
dar au și înflorit sub noua administrație, reușind să păstreze și să transmită esența unei lumi remarcabile aflată la intersecția dintre Orient și Occident. În contextul regimentării și al modernizării impuse de noua administrație, aceste mănăstiri și-au păstrat autonomia și au devenit centre de conservare a limbii, tradițiilor și credințelor ancestrale. Voroneț, de exemplu, nu doar era un loc de pelerinaj datorită albastrului de Voroneț, reputat în întreaga lume, dar și un loc unde manuscrisele vechi și cărțile sfinte erau copiate și păstrate pentru generațiile viitoare. Asemenea practici nu doar că au ajutat la păstrarea identității culturale în fața presiunilor exterioare, dar au și consolidat legăturile comunității cu rădăcinile sale istorice și spirituale. Fiecare piatră, fiecare frescă și fiecare cruce la aceste mănăstiri povestea o parte din saga Moldovei, de la gloriile și tragediile domnitorilor săi, la simpla credință și determinarea poporului care a trăit sub protecția lui seculară. Astfel, pe măsură ce Imperiul Austriac se străduia să modeleze teritoriile anexate după propriul său chip și asemănare, mănăstirile bucovinene serveau ca o puternică amintire, în ciuda schimbărilor politice și sociale, sufletul moldovenesc rămânea viu și neclintit. Această perpetuă rezistență și adaptabilitate a spiritului bucovinean face parte dintr-un mozaic cultural mai vast, care își găsește expresia nu doar în zidurile mănăstirilor, ci și în viețile oamenilor, în obiceiurile și manifestările lor, în limba vorbită la intersecția dintre tradiție și modernitate. Opoziția domnului Moldovei, Grigore al III-lea Ghica, față de cedarea Bucovinei către Imperiul Habsburgic, evidențiază confruntarea profundă dintre aspirațiile și realitățile geopolitice care au modelat istoria principatelor române în acea perioadă. Grigore al III-lea Ghica, conștient de importanța strategică și culturală pe care Bucovina o avea pentru Moldova, a încercat să contracareze mișcările imperiale ale vremii printr-un protest formal exprimat la Poarta Otomană. Protestul său era îndreptățit, mai ales că pretențiile habsburgice asupra Bucovinei nu se bazau pe legături istorice sau administrative anterioare, ci mai degrabă pe dorința Imperiului de a extinde propria influență în regiune. Însă, în acel context internațional, dominat de marile puteri, vocea unui domnitor al unei țări vasale, cum era Principatul Moldovei, avea puține șanse să fie luată în considerare, mai ales când deciziile erau sprijinite și de alte mari puteri precum Rusia, care avea propriile interese în zonă. În acea perioadă, principatele române erau strâns prinse în intrigile geopolitice dintre Imperiul Otoman, la care erau vasale, și marile puteri creștine ale Europei, cum era Rusia și Austria. Această poziționare nu lăsa prea mult spațiu de manevră pentru conducătorii locali, care deseori erau forțați să asiste neputincioși la pierderea unor teritorii vitale sau la impunerea unor condiții nefavorabile de către puterile dominante. Decizia de anexare a Bucovinei de către Imperiul Habsburgic, în ciuda protestelor domnitorului moldovean, reprezintă un exemplu emblematic al modului în care interesele marilor puteri se impuneau, adesea cu prețul destabilizării sau fragmentării teritoriale ale statelor mai mici sau vasale. Astfel, anexarea Bucovinei nu reprezintă doar o pierdere teritorială pentru Moldova, ci și un eșec diplomatic și un semnal al vulnerabilității principatelor române în fața jocurilor de putere europene. Pierderea Bucovinei marchează astfel un moment trist în istoria românească, evidențiind nu doar apetitul expansionist al marilor imperii europene, dar și limitele puterii și influenței pe care principatele române le puteau exercita în cadrul acestei mari confruntări geopolitice. Eforturile lui Grigore al III-lea Ghica de a se opune acestor schimbări subliniază dorința continuă a românilor pentru păstrarea integrității și unității teritoriale, o luptă care, din nefericire, în acel moment istoric, s-a soldat cu pierderi semnificative. Această fermă poziție a lui Grigore al III-lea Ghica a fost și factorul determinant al morții sale. Ion Nistor reproduce în istoria Bucovinei însemnările unui corespondent din Istanbul privind cauza asasinării domnitorului Moldovei din ordinul sultanului. Districtul Bucovinei a fost principala cauză a asasinării principelui Ghica. Acest domn nu voia cu niciun preț să consimtă la cesiunea Bucovinei în favoarea Austriei. Precum se vede, el se comportă ca un suveran independent. Cei 144 de ani de administrație austriacă în Bucovina au lăsat în urmă o amprentă complexă și în multe privințe ambiguă asupra populației românești din regiune. Această perioadă, încadrată între anii 1775 și 1918, a fost martora unor schimbări profunde,
care au avut atât efecte pozitive, cât și negative asupra vieții și evoluției comunității românești locale. Pe de o parte, sub administrația austriacă, Bucovina a experimentat o lungă perioadă de stabilitate și pace, chiar și în timpul războaielor napoleoniene, o realizare notabilă având în vedere contextul istoric turbulent. Această stabilitate a permis dezvoltări economice și culturale importante, precum și integrarea mai rapidă a regiunii în fluxul ideilor moderne europene. Reformele administrativ-juridice, îmbunătățirea infrastructurii, susținerea agriculturii, a meșteșugurilor și a comerțului au contribuit la modernizarea Bucovinei, facilitând în același timp creșterea gradului de alfabetizare și dezvoltarea unei societăți civile. Însă, pe de altă parte, comunitatea românească, ortodoxă, a confruntat dificultăți și a suferit de pe urma practicilor discriminatorii aplicate de administrația austriacă. Politica de germanizare și favorizarea catolicismului în detrimentul ortodoxiei a avut impact asupra identității culturale și religioase a românilor, generând tensiuni și, în unele cazuri, migrații către Moldova. Desfințarea provinciei Bucovina și înglobarea ei în Galiția în 1786 au accentuat aceste tendințe, limitând reprezentarea și drepturile românilor și exacerbând sentimentul de alienare. Această perioadă a ilustrat și lărgirea decalajului dintre elite și populația rurală, situația fiind complicată de aplicarea unor măsuri care favorizau imigrația și stabilirea în regiune a altor grupuri etnice. Politicile de colonizare și favorizismul etnic au contribuit la o diversificare culturală și etnografică a Bucovinei, însă au adus și provocări în ce privește conviețuirea pacifică și echitabilă între diversele comunități. În ciuda acestor provocări, românii din Bucovina și-au păstrat și dezvoltat cultura, tradițiile și identitatea religioasă, beneficiind de asemenea de schimbul cultural și de posibilitățile educative oferite de cadrul imperial. Înfruntând dificultățile, aceștia au contribuit activ la viața culturală și politică, luptând pentru drepturile și recunoașterea comunității românești în acest spațiu multicultural. Astfel, bilanțul perioadei austriece este unul profund contradictoriu, marcând simultan o epocă de progrese și modernizare, dar și una de luptă și rezistență pentru păstrarea identității în fața politicilor imperiale, adesea discriminatorii. Istoria Bucovinei, sub stăpânirea austriacă, rămâne o mărturie a complexității dinamicii puterii, culturii și identității în Europa Centrală și de Est. Când spun Bucovina, mă gândesc la farmecul și suferința istoriei noastre, în care încap deopotrivă catedrale, muzii superioare, îngeri căzuți pictați pe icoane, costume populare, ouă încondoiate și liniile drepte ale pășinilor pe dealuri. Tot Bucovina îi amintește de dascălii din școlile românești care predau în nord limba română, după catalog și programe chirilice, însă și la nevoie de limbă maternă ale ucrainenilor din sud, egale nevoilor de limbă maternă ale românilor din nord, mărturisește Dorin Popescu, fost diplomat al statului român la Cernăuți în perioada 2007-2011. Transformarea Bucovinei în ducat în anul 1849 a marcat o nouă etapă în istoria și administrația acestei regiuni. În ciuda statutului de semi-autonomie pe care îl dobândea prin această nouă organizare teritorială, Bucovina a continuat să fie martora și parte a fluctuațiilor geopolitice europene. În acest context, momentul unirii cu România la 15-28 noiembrie 1918 a reprezentat culminarea aspirațiilor naționale ale populației românești din Bucovina, consolidând demersurile începute cu Marea Unire de la Alba Iulia. Unirea din 1918 a fost prilejuită de prăbușirea imperiilor centrale europene în urma Primului Război Mondial și de noul context geopolitic care a permis reconfigurarea părților naționale pe baze etnice. În cadrul acestui proces, Bucovina, prin reprezentanții săi, a optat pentru unirea cu Regatul României, reprezentând un exemplu de exercițiu democratic al dreptului la autodeterminare. Această perioadă de integrare în structurile statului român avea să fie însă de scurtă durată. Pe 28 iunie 1940, ca urmare directă a pactului Ribbentrop-Molotov, un acord de neagresiune secret între Germania nazistă și Uniunea Sovietică, care includea protocoale secrete pentru împărțirea sferelor de influență din Europa de Est, partea de nord a Bucovinei, alături de Basarabia și Ținutul Herța, au fost ocupată de forțele sovietice. Acest act de agresiune a marcat începutul unei perioade de suferință și represiune pentru populația din acele regiuni, fiind însoțit de deportări, colectivizări forțate și represiuni politice.
După aproape 5 decenii de administrație sovietică, schimbările politice și sociale inițiate de mișcările de liberari din Europa de Est, culminând cu destrămarea Uniunii Sovietice în 1991, au dus la reconfigurarea hărții politice a regiunii. Nordul Bucovinei și Ținutul Herța au devenit parte a statului independent Ucraina, într-un nou mare context geopolitic și național. Din această perspectivă, istoria Bucovinei reflectă traiectoriile complexe și adesea tragice ale teritoriilor de graniță, mărturisind despre provocările unicității culturale și identitare în fața marelui joc geopolitic. După secole de administrații diverse și conflicte, prezentul Bucovinei, împărtită între România și Ucraina, continuă să fie un spațiu de confluențe culturale și istorice, unde moștenirea istorică este atât o sursă de identitate, cât și de dialog între națiuni. Bucovina, prin diversitatea sa geografică și istorică, rămâne una dintre regiunile emblematice ale Europei de Est, punând în lumină o intersecție unică de culturi, limbi și tradiții. Aflată la granița dintre România și Ucraina, această regiune are o suprafață totală de peste 10.000 de kilometri pătrați și găzduiește un mozaic de comunități etnice, inclusiv români, ucraineni, polonezi, ruși, evrei și mulți alții, fiecare contribuind la patrimoniul cultural și istoric al regiunii. Orașele enumerate, Cașvana, Câmpul Lung Moldovenesc, Gura Humorului, Frasin, Minișăuți, Rădăuți, Siret, Solca, Suceava, Vatra Dornei și Vicovu de Sus din România, precum și Cernăuți, Cozmeni, Zastavna, Vășcăuți pe Ceremuș, Vișnița, Sadagura și Storojineț din Ucraina, oferă o perspectivă asupra bogăției și complexității Bucovinei. Aceste localități, fiecare cu propriul său caracter, reprezintă veritabile epicentre ale culturii și istoriei regionale. În România, zona Bucovinei este cunoscută în special pentru mănăstirile sale pictate din secolele 15 și 16, recunoscute de UNESCO ca patrimoniul mondial. Aceste edificii religioase, precum cele de la Voroneț, Pudna, Moldovița și Sucevița, sunt renumite pentru freștele exterioare care prezintă scene biblice și elemente de judecată divină, având o valoare artistică și spirituală excepțională. Partea ucraineană, Cernăuți, uneori numit Micul Viena datorită influențelor arhitecturale austriece și atmosferei cosmopolite, servește drept centru cultural și intelectual al regiunii. Orașul a fost un important centru de învățământ și cultură, găzduind una dintre cele mai vechi universități din Europa de Est. Peisajul natural al Bucovinei este la fel de divers și impresionant, cuprinzând parte din Carpații orientali, zone de dealuri și câmpii fertile, ideale pentru agricultură, păduri extinse și zăcăminte minerale. Această diversitate de ecosisteme susține o varietate mare de floră și faună, contribuind la frumusețea naturală și la potențialul turistic al regiunii. Economia Bucovinei reflectă diversitatea sa geografică și culturală, fiind format atât din agricultură tradițională și meșteșuguri, cât și din industrii moderne și turism. Sectorul turistic, în special, a cunoscut o creștere semnificativă, având în vedere patrimoniul cultural și natural unic al regiunii. Bucovina este un exemplu remarcabil de conviețuire multiculturală și diversitate, reprezentând un pod între est și vest, cu o istorie bogată și complexă și cu o puternică moștenire culturală ce transcede granițele naționale. Valorificarea și conservarea patrimoniului său cultural, istoric și natural rămâne esențială pentru dezvoltarea sa durabilă și pentru promovarea înțelegerii și respectului reciproc între diversele sale comunități. Bucovina, cu toată complexitatea sa istorică și etnică, rămâne un simbol al continuității și al coexistenței pasnice, reafirmând ideea că, indiferent de vicisitudinile istoriei, cultura și credința unui popor pot să îndure și să prospere. Astfel, Bucovina își continuă povestea nu doar ca o pagină de istorie a Moldovei sau a Imperiului Austriac, ci ca o punte între trecut și viitor, între tradiție și inovație, unde poveștile se împletesc într-un mozaic viu de spirit uman și frumusețe eternă. Acesta a fost materialul scris de jurnalistul și scriitorul George Podorogea. Sunt Vali Cunea și până data viitoare, s-auzim de bine pentru că n-ar fi rău să fie bine.